Angajamentul de relansare economică pe care astăzi l-am propus împreună cu echipa PLDM este unul realist și targetează rezolvarea problemelor întreprinderilor mici și mijlocii pe de o parte, precum și atragerea investițiilor pe de altă parte. Vorbim de crearea unei subdiviziuni, lucruri simple, unei subdiviziuni specializate în cadrul primăriei, care se va ocupa cu administrarea afacerilor sau cu dialogul cu partenerii de business. Deci vorbim cu întreprinderile mici și mijlocii sau cu atragerea investițiilor. 2. Vorbim de valorificarea acelor spații neutilizate pe care astăzi primăria le are în proprietate și oferirea acestora în condiții de condiții avantajoase către întreprinderile mici și mijlocii, deoarece costurile de producție într-o întreprindere mică și mijlocie, arenda spațiilor constituie circa 25%. Vorbim de simplificarea procedurii de obținerea tot felul de permise și de tot felul de documente din partea autorităților locale. Vom simplifica birocrația și ne angajăm clar că vom reduce acest termen de facto în jumătate de la termenul care este astăzi. Și nu în ultimul rând, crearea unor platforme și parcuri industriale unde investitorii care vin și vor să investească să li se ofere. Uite, ești o companie dintr-un domeniu anume, te duci în zona industrială X, îți deschizi afacerea, creezi locuri de muncă și plătești impozitele care vin în municipiu. Am zis că în primărie nu există un partener de dialog și am explicat ce înseamnă acest lucru. Înseamnă crearea unei agenții de dezvoltare economică sau o direcție, dacă doriți, așa cum există în cadrul guvernului. Avem și MIEPO, avem și în cadrul cancelariei direcție specială care se ocupă cu atragerea asistenței externe. Anume de acest partener de dialog vorbesc atunci când nu există comunicare cu autorități locale. Crearea unei subdiviziuni specializate care va comunica cu business-ul și cu întreprinderile mici și mijlocii. Nu am avut oameni care cel puțin să discute cu investitorii pe limba lor. V-am zis că funcționarii primăriei nu cunosc nici limba engleză. Deci este vorba de dialog cu investitorii. Investitorii vor să vadă seriozitate în autorități. Este o administrare ineficientă din punctul meu de vedere, fiindcă investițiile vin în Republica Moldova și sunt alese alte localități. V-am dat exemplu Belțului cu BMW, v-am dat exemplu Ungheniului și nu rămân în Chișinău. Iar Chișinău trebuie să fie acea locomotivă și acea poartă de atragere a investițiilor pentru întreaga țară, ceea ce nu este astăzi, din păcate.